Dragilor, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Astăzi, alături de noi, este Lavinia Țânculescu Popa, psihoterapeut, analist junghian, lector universitar doctor și vorbim despre un personaj, aș spune eu și nu cred că exagerez cu nimic, despre un personaj remarcabil. Este vorba despre dr. Donald Kalshet, pentru că Societatea Română de Analiză Junghiană vine înaintea dumneavoastră cu un eveniment special, un invitat de marcă, dr. Donald Kalshet, care este psiholog clinician, analist junghian și am putea spune și autorul a două volume celebre publicate în portofoliul editurii Herald în colecția junghiana, Lumea interioară a traumei, mecanisme defensive arhetipale ale spiritului personal și cea de-a doua carte, Trauma și sufletul, abordare psihospirituală a dezvoltării umane și a întreruperii sale. Iar evenimentul pe care noi vi-l prezentăm, dr. Donald Kalshet, Trauma și capacitatea de a simți aspecte clinice la pacienții care au suferit traume timpurii, duminică 24 octombrie, între orele 15 și 19. Lavinia Țânculescu Popa, aș vrea să ne povestești puțin despre acest eveniment. Eu îl consider un eveniment important nu doar al acestei luni, luna octombrie, dar și al acestui sezon, acestei toamne. Iată, prin intermediul unei conferințe video, conferințe online, ne-am fi dorit, bineînțeles, să-l vedem live pe view, dar iată, Donald Kalshet, prin intermediul acestei conferințe, este alături de noi, alături de editura Helar, alături de specialiști, de psihologi, psihoterapeuți și iată, alături și de publicul larg. Mulțumim foarte mult, Pată, pentru invitație. Mulțumesc, Sorin, mulțumesc, editura Herald. Și, în primul rând, mulțumim pentru publicarea acestor două, aș putea spune, cărți extraordinar de bine scrise, foarte clare, pentru cei care lucrează în zona aceasta, psihologi, psihoterapeuți, analiști junghieni, este o adevărată binecuvântare să-l aibă inclusiv în limba română tradus pe Donald Kalshet. El din 96, când a publicat primul volum Lumea interioară a traumei, pe care de fapt l-ai și evocat, până în 2013 când a apărut Trauma și sufletul, a avut o continuă dezbatere despre diverse aspecte ce țin de traumă, diverse aspecte ce țin de defensele timpurii, de diverse aspecte care ar interesa nu doar specialiștii, ci și, exact cum ai spus, publicul larg. Dumnealui a fost mai mult decât generos să ne ofere prezența dumnealui în acest eveniment. Ca invitat special vom avea plăcerea de a-l audia împreună cu președintele Societății Române de Analiză Junghiană, Iulia Feorteanu, care va fi specialistul din partea României, care va vorbi și va co-facilita această întâlnire. Cred că se va discuta foarte mult și foarte pe înțeles testul tuturor despre ce înseamnă traumă, care este structura pe care poți să o întâlnești într-o situație traumatică, ce se întâmplă cu viața ta, în primul rând, ce se întâmplă cu viața fiecare dintre noi și, în special, cu privire la acest eveniment, cu viața pacienților care, apropo, putem să fim fiecare dintre noi, care au suferit traume timpurii, adică în copilărie, chiar în copilăria mică, evenimentele traumatice au influențat dezvoltarea sufletului, pentru că Trauma și sufletul este a doua carte despre care am vorbit și care a avut un succes extraordinar, a fost, din câte știu eu, este acum la a doua sau chiar la a treia ediție republicată, apărută la Routledge în Marea Britanie. Deci consider că este un eveniment extraordinar de important pentru ca să înțelegem parte din resursele pe care fiecare dintre noi le avem și care pot interveni
atunci când avem o istorie traumatică. Și dincolo de însoțirea psihoterapeutului, psihoterapiei, ca să zic așa, ca proces, e foarte important să știi că fiecare dintre noi, fiecare dintre ascultători poate să identifice din punctul acesta de vedere, are o serie de resurse personale. Unele dintre ele sunt aceste mecanisme defensive. Foarte frumos vorbește Kalshe din ambele lucrări despre acest self-care system, sistemul de autoprotecție, de autogrijă și despre elementele mai degrabă spirituale, relaționale ale întregul nostru proces sau care intervine în întregul nostru proces de reparare a acestor evenimente, lucrurile acestea sunt abordate mai degrabă pentru noi, un eveniment de marcă. E nu doar evenimentul toamnei, ci evenimentul anului pentru noi. Suntem învățați cu genul acesta de vorbitori, persoanele invitate de-a lungul timpului în trainingul nostru ca analiști jungieni. Au fost specialiști de marcă, ne-au format și pe noi și cumva vrem să beneficiem în continuare de aportul dumnealor. Donald Kalshe până acum n-a venit în România, dar sperăm din suflet că odată cu finalizarea pandemiei și poate și cu, nu știu, agenda dumnealui este foarte ocupată, evident. L-am abordat încă de la conferința Asociației Internaționale de Psihologie Analitică din 2019 și poate chiar înainte, în 2017, într-un interviu, care va apărea într-o carte tot la Outreach. De la Londra, deci interviul respectiv era prin 2017, l-am abordat cu perspectiva, cu posibilitatea de a veni în România. Pe vremea aceea nu se discuta despre pandemie în mod evident, dar îmi spunea că are agenda acoperită pe următorii 3 ani. Deci, acum că a venit pandemia, să zicem, a avut mici beneficii în aceea că s-a mers foarte mult pe ideea aceasta de cursuri online și dumnealui a fost foarte deschis la a ne oferi această șansă. Pentru că pomeneai puțin mai devreme despre publicul larg. Da. Pentru cineva care și-a pus, să spunem, măcar o dată în viață întrebări legate de traumă sau a avut probabil dificultăți în a înțelege acest fenomen sau până la urmă, hai să spunem, doar curiozități sau o curiozitate legată de felul în care reușim să gestionăm o astfel de stare. Care este diferența, să spunem, dintre un episod traumatic, pentru că ai pomenit puțin mai devreme și chiar face parte din titlul acestei conferințe, ai pomenit despre trauma timpurie. Care este diferența dintre un episod traumatic sau cât de mult, cât de puțin ne poate afecta pe noi un episod traumatic în copilăria timpurie și un episod traumatic, să spunem, nu știu, dau un exemplu acum, cum îmi vine în minte, în adolescență. Adică hai să zicem că un copil, un adult de fapt, în copilărie a avut o traumă în jurul vârstei de 3, 4, 5 ani un alt exemplu, cineva care a avut o copilărie ok, cu niște părinți, să spunem, și empatici și care au înțeles nevoile copilului și a existat un climat de iubire și de afecțiune și comunicare și înțelegere și absolut totul ca premize pentru dezvoltarea ulterioară a individului, dar să zicem că a trăit un episod traumatic în jurul vârstei de 17, 18, 20 de ani. Asupra psihicului uman, cum cântărește diferența aceasta de vârstă în ceea ce privește trauma?
Da, e foarte important de spus că atunci când discutăm despre traume timpurii, vorbim despre traume ale infantului, adică ale mai mult ale bebelușului, nici măcar ale copilului de 3-4 ani. Grotstein este unul dintre autorii pe care Kalshet îi citează și spune că el sugerează că trauma este de fapt despre întâlnirea lumii înainte de a de putința copilului de a o crea interior. Ce înseamnă asta? Dacă deci copilul nu are capacitatea în interior să-și imagineze ceea ce s-ar putea întâmpla și cu toate astea este confruntat cu realitatea crudă, de exemplu, chiar este un exemplu foarte emoționant în carte, reluat și repetat încă de la cartea anterioară, de la lumea interioară a traumei, cu o fetiță care merge trimisă de mamă până la etaj să spună tatălui câte ceva și mama, mă rog, e din nou anunțată de fetiță că ea nu poate să intre la tată în cameră pentru că nu o lasă îngerul. Și ulterior mama crede că este doar o plăsmuire a minții copilului, o mai trimite o dată, se întoarce foarte frustrată și extraordinar de, mă rog, afectată de chestiunea asta, îi spune de asemenea că nu o lasă îngerul să intre și a treia oară mama merge cu copilul și îl găsește pe tată mort în urma unui atac de cord. Acest exemplu este dat pentru a arăta faptul că o traumă timpurie intervine atunci când posibilitățile copilului de a imagina ceea ce se întâmplă în realitatea traumatică depășesc realitatea pe care copilul și-o poate imagina în interior. Deci este vorba despre trăirea interioară a lumii și trăirea exterioară a lumii. Cu alte cuvinte, dacă copilul este confruntat cu o realitate traumatică pe care el este prea devreme să o cunoască, pentru că nu are în interior posibilitatea să gestioneze această realitate, e foarte probabil ca trauma să fie absolut disociativ, adică practic să creeze un split, zicem noi, un clivaj la nivelul psihicului, incalificabil mai grav decât comparativ cu situațiile când aceste evenimente traumatice pot apărea mai târziu în viață, când ai pârghiile necesare să gestionezi realitatea, sunt mecanismele de apărare, mecanismele de răspuns, de coping respectiv, mecanismele de aceste defense mechanism deja umanizate, nu mai sunt primitive. De exemplu, anxietatea sau distanța pe care poți o iei poți o simți vis-a-vis de un eveniment traumatic este de data aceasta mai târziu în viață umanizată, adică nu mai are forța distructivă a unui afect metabolizat, ca în cazul unui copil mic. Și din motivul acesta, aceste, să zicem, personaje despre care Kalshet vorbește foarte frumos în câteva dintre capitolele cărții acestea a doua, Trauma și Sufletul, arată cum intervin în viața unui om în momentul necesar, astfel încât să salveze sufletul, adică să salveze scindarea aceea fără margini care s-ar putea petrece cu respectivul copil. Și în interior în viață se întâmplă lucrul acesta, dar în special înainte de putința copilului de a reacționa singur, aceste mecanisme sunt mai mult decât necesare. Și mai voiam să spun ceva, că acest volum este despre trauma relațională și în general se referă foarte punctual la relația pe care
copilul nu o are cu un părinte de natură pozitivă sau prezent sau empatic sau care să-i creeze să-l ajute să treacă din omnipotența infantilă în trăirea realității ulterioare. Acest spațiu de tranziție, de transitional space, așa cum numește Calcet, este absolut necesar să fie ocupat de o ființă mult mai puternică, așa cum este investită de copil cu putere, în mod ideal, unul din părinți și în mod, aș putea spune, dacă de dublu ideal, dacă mă pot exprima așa, de mamă, da? Dar cu siguranță în mod dorit de un adult, sau dacă nu, copilul găsește în interior acel spațiu sau rămâne în spațiul acela dacă este ajutat de aceste ființe din zona mitopoetică, așa cum zice Calcet. Nu vreau să intru în foarte multe tehnicalități, dar pot să vă zic că această carte este extraordinar de frumos scrisă, și poetic și tehnic, îndeplinește, bifează, ca să zic așa, mai multe elemente pe care un specialist, atât un specialist cât și un cititor pasionat de subiect le poate regăsi. Dragii noștri, am vorbit astăzi cu Lavinia Țânculescu Popa, psihoterapeut, analist junghian, lector universitar, doctor, despre un eveniment, o conferință online ținută de dr. Donald Calcet, un eveniment organizat de Societatea Română de Analiză Junghiană. Donald Calcet, autorul volumelor Lumea interioară a traumei, mecanisme defensive arhetipale ale spiritului personal și Trauma și sufletul, o abordare psihospirituală a dezvoltării umane și a întreprinderii sale, două cărți pe care le puteți găsi pe site-ul editurii Herald în colecția Jungiana, evenimentul pe care noi vi l-am recomandat la începutul discuției noastre, Trauma și capacitatea de a simți aspecte clinice la pacienții care au suferit traume timpurii, duminică 24 octombrie, între orele 15-19, iată o conferință online timp de 4 ore în care îl avem ca invitat de marcă pe dr. Donald Calcet. Îi mulțumim foarte mult, Lavinia Țânculescu Popa. Noi ne dăm întâlnire la un nou episod al rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Până atunci, aveți o zi frumoasă și lectură plăcută. La revedere! La revedere!